13, 16 și face în final aici cât? 13, 16, 13, 16, 280, da? Da. 208. Și în, moment, în momentul de față, ne face mie plus 5 egal cu? Așa e bine și tot. 208. De unde ne zute? Nu e 203. Mulțumim, Daria. Mulțumim, Daria. Să-i invităm acum să împartă pe, pe 203 la 13, îți bată dacă te restul 8. La 16, dacă te restul 8. Și la 8, dacă te restul 3. Să se convingă de asta. Și cam da. Da. Am discutat așa cu tine chestia asta, că le-am spus că am făcut așa ceva și ce bine ar fi fost când veneați voi la lecție. Mi-am dat altă soluție. O dat altă soluție, adică aceea care nu a spus nimic. Posibil să fie așa, deși chiar am părțit cu rest. Vă amintiți că în clasa a 5-a ați făcut așa de probleme, dar ce vă spun și a tot de care a trăiat, sunt 3 ani de zile când zis continuu, nu vă desprindeți de partea mecanică. Este extraordinar de obositor, este păcubos cât se poate de tare, ca să reduceți matematica la un set de formule pe care le țineți ca un sac și spui, le știu, le aplic. Nu le știu, stau și mă uit la ele. Nu, asta e matematica. Da? Nu, asta e matematica. Deci este vorba de a încerca să reacționezi. Ați văzut, învățat 13 s-a Hristos. Eu ce am făcut? Am ținut cont că restul trebuia să fie de 5 peste tot. Diferența de 5. Deci, unde vă uitați voi, nu era important. La împărțitor și la rest. Dar de ce a adunat 5? Ca să poată să scoată factor comun, să observe că n plus 5 este multiplu de 13. Și tot n plus 5. Tot n plus 5, același n plus 5 tot timpul. Adică de acum un număr multiplu de 13, 16 și 8. Și atunci l-a făcut pe cel mai mic dintre ele. Cel mai mic dintre ele. Sigur că și 200, și 406 e deștept. Și 406, face serviciu. Dar nu e cel mai mic. Nu mai dați seama. Ce vreau înțelegeți? Astăzi, le-am propus lor, dacă o înghiciți, să o înțelegeți bine, fiecare a propus câte un înghiciți celălalt. Și sigur că, propunând, am verificat dacă esența poate fi acolo. De acum și mă opresc. Da, e nevoie de asta, că tot ați provocat. Fie numărul lui. Era specialist în clasa a 6-a. Da, și eu poezie și Miruna, hai, a zis poezia, că trebuie să rezolvăm. Da. Exact, acum o simt. Hai, hai, tu concentrați aici. Facem cu asta și ne rezolvăm. Da, da, da. Dar iată, fie suma ies, egal cu 3, plus 3 la 9, plus 3 la 3, plus și mai departe, plus 3 la puterea 207. Deci 3 plus 3. Să se arate că el se divide la 13. La 13. Aici, știu. Deci să se arate că el se divide, așa scriem, nu? La 13. Deci ideea genială acum. Adunăm unul, nu? Adunăm unul? Da. Adunăm. Și facem 4 aici. E spus 1 egal cu 4 plus 3 la 2 plus. Da, și 4 plus 9 de 13. 4 plus? 9 de 13. 9 de aici, da? Nu. Pe 3 la 2 de 9. Da. 3 la 2 de aici, da? Grupăm da. Câte 2. Cum cât timp? Eu am spus, ies, nu ies plus 1. După aceea, câte 1.
Deci să arătăm că ies total, tot de ies se divide la 13. Deci, și suma asta nu mai se poate să facă. Da, ce? Nu, nu faci de râs, știi că ea știe. Ce suma asta, dacă e? Le pune câte 3, probabil din 3, că primele 3 se divide la 13. Aș face. Așa? Câte 3? Da. Bun. Hai să vedem. Ia să vedem. Ia să vedem. Poate să ne întrebăm la putem. Plus 3 la 3. Plus 3 la 3. Da, fără. Da? Așa? Fac 13? Da. Fac 39. 39 împărțit la 13. Adică ce ar fi? Să scoatem un 3 peste tot. Hai să scoatem un 3. Deci egal cu 3 pe lângă. 1 plus 3. Plus 3 la 2. Plus 3 la 3. Plus 3 la 4, plus puncte, puncte, plus 3 la 206. Bun. Așa. Și acum primele 3 se fac la 13. Primele 3 făcute, deci egal cu 3 pe lângă 1 plus 3 plus 3 la 2, e făcut un echipaj. Da. Și plus acum mai departe. Și următoarele se fac la 3. 3 deci, la 3-a. Următoarele care ar fi? 3 la 3-a, pe care îți tot îți fac o comună. 3 la 3-a. Pe lângă 1 plus 3 plus 3 la A. Așa, și se fac toate. 5-a. Da. Plus atâtea, nu mai e cât... Dar povestea este, dacă nu știu eu, dacă se închide. Câte 3, câte 3. Că se termina, dacă se fac la 3. Păi se fac. O să fac eu grupare. Hai să ne gândim. 206 minus 1 plus 1 dă 206 și mai avem acolo 207. 207 se parte, putem să facem echipaj de câte 3. Deci putem face. Dacă aș fi zis suma să oprez la 208, nu mai puteam face. Atunci înseamnă că dădeam un rest la împărțire. Da. Aș putea spune ce rest ar fost. Am de tot, profesor. Deci ducem prea departe. Deci, fii atent, e foarte tare chestia. Deci dacă în momentul ăsta ai decis că se împarte la 3, pentru că 207 se împarte la 3, iar ei sunt în număr multiple de 3, da, multiple de 3, e clar că ai dreptate, dar dacă eu aș fi schimbat aici, atunci 8, atunci 8 nu s-ar mai fi împărțit la 3, pentru că nu mai puteți face grupaș. De 3, restul? De ce 3? Dă prea mulți 3 acolo. Și am crezut că ai argument. Da, da, mergi serios. Da. Bun, vă gândiți pentru data viitoare la asta. Bine, da. De ce restul este 3? Și dacă vă duce la 209, care este restul? La 208. La 208 și până la 209. Și la 209. Și la 209. Vreau restul împărțirii la 13 eu și am la... Eu am de acasă, băi, aveți de acasă. Am zis și mie. Te-am zis și acum, am făcut o știu. Să vezi, așa vreau. Da. Ori, oricum, Adarea a trăit-o primes de aici. Acum a intervenit la telefon și a dat soluția fără comentarii. Asta este un moment. Așa, hai să vedem ce am văzut la noi. Cele două probleme care le-am spus la ședinul pe care le-am văzut ieri. Mă rog, profesoara de casă mă văd de precum. Ce-a fost acolo? Unde am aflat X-ul acela și ziua ce le-am văzut la peste. Trapez. Da. Aria trapezului. Da. Aria trapezului. Trapez echivalent. Trapez echivalent. Aici am avut un altă... Figuri. Figuri geometrice echivalente. S-a aflat Adria și Adria și... Apoi la... 10% reducere acolo. Procente. Procente. La figura a doua, după aceea am avut un trunz de cont circular drept. Deci trunz. De cont circular drept. De... A aflat raza. Circulată. A aflat volumul. Are totală volumul. Area totală volumul. Area. Și secțiunea axială a trapezului. Nu trapezului. Secțiunea. Bun. Axială. A. Și sinusul. Frunzii de pământ.
funcții pe economice. Facem continuat cu următorul subiect și am avut subiectul 1 de la testul următor. Cel mai mare contribuție de aici, așa, a explicat foarte bine. Cel mai mare divizor. Divizor comun și cel mai mic multiplu comun. Și cel mai mic multiplu comun. Da, facem avut o inecuație. Inecuație. După aceea, problema aceea cu perimetrul și cu liniile mijlocii din triunghi și s-a format triunghiul median acela, nu? Așa, da. Când linii mijlocii, da? Da, 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 da. Perimetrul și are acolo. Da. Și... După aceea am avut un cilindru circular drept și am aer lateral mixat, așa am aflat aria laterală. Așa, am calculat deținerea, nu e important. Și acum i-ați dat cele două... Teorema împărțirii cu rest. Asta e, teorema împărțirii cu rest și... Teorema... Divizibilitate sau... Împărțirii... Cu rest. Cu rest. Și aici ați avut și multiplul comun și de aflat acolo, da? Da. Teorema împărțirii cu rest. Asta era important, să scrie teorema împărțirii cu rest și să... Vedem diferența aceea ca tehnică de lucru pentru a afla multiplul. Exact. Și la asta dacă vreți să mai treceți ceva, asta e pe care. Da. Și calculul unor sume. Calculul unei sume. Cu termeni progresii geometrice. Cu termeni progresii geometrice. Cam asta am atât. La revedere, vă mulțumim că vă spune pe proful Ani, vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de la share. Și să nu uitați să spunem la toți prietenii. La toți prietenii, la revedere!